Bun. Pentru bandajul de zon, mai întâi de toate protejăm, cum de praf și de intimitate, prost în cerceaf, așa tu e un raf, tu mai dai o mână asta, așa tu nu mă ajuți, așa, când ai voie. Bun, asta este pentru bandajul de sus, asta e poziția de imobilizare, cu cotul 90 de grade, mâna asta va sta ridicată pe cap în timpul imobilizării, așa, folosim această bucățică de vată să protejăm, să se interpună între membru superior și corp. Așa. Nu vrea să stea. O folosim o fașă ca să o... Așa. Folosim niște tac, ține-te puțin mai și te ajut și tu la suprat. Așa, tălpește bine. Bun. Așa. Am confecționat o pelotă pe care o punem la suprat. Așa. Bun. Mâna va sta așa, cu mâna așa în poziția asta. Și vom începe imobilizarea. Încercăm de partea aceasta cu sensul de derulare, așa, nu începem așa, e incomod și nu se... foarte incomod. Aceasta este ca tehnica. Deci colțul ăsta îl dăm peste cap, așa, să nu se deșire. Așa este, ok. Ține-mă la tocul lipită de corp. Asta este poziția. Asta e așa cu mâna. Sprijin. Asta este un artificiu tehnic, să sprijină mâna să nu cadă. Deci o sprijină cu această bucată de fașă. Mergem în continuare cu a doua fașă de unde am rămas. Okay. Este un pacient mai înalt în care mă... Nu să respiră. Așa, deci este destul loc că respira nu incomodează, nu incomodează la respirație, ci destul loc. Ok?
Asta este bandajul de sus. Stă acolo, în biblie, dăm nu știu. Și mă dau cu plast și... Da, pacient, îți dai seama? Nu trebuie să mai arătă bandajul de sus. Stop.